Ioan capitolul 20, începând cu versetul 19. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pun-o în coasta mea și nu fi necredincios și credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu! Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi, ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Doamne Iisuse, Tu ești viu. Și Tu ești prezent cu noi chiar în aceste momente. Doamne, Tu ești prezent cu toți aceia care Te caută și care Te doresc și care Te ascultă. Mulțumesc că ești prezent, Doamne, și în casele celor ce ascultă cuvântul acesta. Ești prezent, Doamne, și în inimile celor ce ascultă cuvântul acesta. De aceea, Doamne, mulțumesc că și cuvântul Tău este viață și Te rog să dai viață tuturor celor ce ascultă Evanghelia chiar acum. Cuvântul Tău este putere, dă putere celor ce ascultă Evanghelia Ta și cuvântul Tău este vindecare, dă vindecare prin Duhul Tău cel Sfânt spre slava numelui Tău. Aleluia! Amin! Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul! Este zi de sărbătoare și este sărbătoare dublă în această zi la Stânca și în această dimineață este sărbătoare dublă, în primul rând pentru că Domnul este în locul acesta și în al doilea rând este sărbătoare dublă pentru că dumneavoastră sunteți în locul acesta. Să știți că este un miracol că suntem aici. Este un miracol că avem harul și privilegiul să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Este un miracol că auzim și putem auzi cuvântul lui Dumnezeu. Credeți-mă, luați-mă pe cuvânt, mii de oameni ar vrea să fie și să experimenteze miracolul pe care noi îl experimentăm aici, acum, în aceste momente, să fim în casa lui Dumnezeu, să fim sănătoși, să auzim și să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi-l din belșug. Însă, mesajul din această dimineață l-am intitulat într-un mod foarte simplu: Dovezile Învierii. Acum știu că de praznicul acesta al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos mereu s-a auzit, s-a vorbit, s-a predicat despre dovezile Învierii. Însă în această dimineață și în acest moment aș vrea să învățăm câteva lucruri altfel și altele vis-a-vis de învierea Domnului Iisus și în mod deosebit de dovezile învierii lui Iisus Hristos în viața noastră.
Unii dintre noi, și eu am mai spus lucrul acesta, însă îl spun încă o dată în acest moment și în această dimineață, unii dintre noi am înțeles greșit creștinismul și trebuie, frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne educăm, să ne reeducăm și să învățăm ce înseamnă să crezi în Iisus Hristos. Este foarte posibil să fii ortodox, să fii baptist, să fii pentecostal și să crezi. Dar să crezi în Iisus, să crezi în învierea Lui, și la momentele de rugăciune am pus întrebarea: câți credeți că Iisus e viu? Și toate mâinile s-au ridicat și vă felicit pentru lucrul acesta. Însă, imediat după întrebarea aceea, trebuie să mai pun încă o întrebare. Câți dintre noi credem că Iisus Hristos este viu în viața noastră? Aia este o altă întrebare teribil de importantă. Una este să crezi că Iisus Hristos a înviat, istoric. Că acum 2000 de ani Iisus Hristos a înviat, noi toți credem. Dacă suntem puțin normali, vom crede și credem că Iisus Hristos a înviat și este nesupus morții și nesupus putrezire, pentru că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Însă cu totul altceva este să crezi și să știi și să demonstrezi că Iisus Hristos este viu în viața ta, în inima ta, în ființa ta, în familia ta. Doamne, ajută-ne la aceasta! Vedeți, când Iisus Hristos a înviat, s-a arătat ucenicilor Săi, în textul acesta pe care l-am citit, când Iisus Hristos a înviat și s-a arătat ucenicilor Săi, a adus cu El niște dovezi indubitabile că El este și că El este viu. Amin. Domnul Iisus Hristos nu le-a trimis doar o voce să le spună: hei băieți, să știți că am înviat. Când Iisus Hristos a înviat cu adevărat, El a venit în mijlocul ucenicilor și le-a adus niște evidențe ale faptului că este viu. Dar cum, fraților, când Iisus Hristos învie în viața mea, nu doar că cred că Iisus a înviat, nu doar cred mental că Iisus Hristos a înviat, când Iisus Hristos pe bune și cu adevărat a înviat în viața mea, trebuie să existe niște dovezi ale faptului că El este viu în viața mea și în viața ta. Amin. Alo, amin. Nu mai putem să ne permitem nebunia, să zicem: cred că Iisus Hristos a înviat, dacă de fapt Iisus Hristos n-a înviat și în viața mea. Una este să cred mental și cu totul altceva este să cred practic că Iisus Hristos a înviat. Amin. Din cauza aceasta, noi în România încă vreo 82% din populație ne-am declarat creștini. Pe glob vreo 2 miliarde s-au declarat creștini și toți ăștia 2 miliarde și noi 82% pe aici, prin țara asta frumoasă, ne-am declarat creștini. Însă, știți care este problema cu națiunea asta? De ce încă merg lucrurile destul de prost în țara aceasta? Că eu sunt un pastor optimist, n-am vrut să spun foarte prost. Știți de ce oamenii încă vor să plece din țara aceasta? Zile trecute am stat de vorbă cu un om de afaceri care și-a mutat business-ul din România în Austria. Și spune: frate Daniel, nu mai rezist aici. Zice: când mă întorc din Austria în România și ajung spre orășelul meu, zice, parcă intru într-o fundătură. Și nu numai aia este problema, dar zice, atât este de greu, atât este de dificil în țara aceasta, atât de coruptă. Ce se întâmplă cu noi, fraților? Noi spunem: cred în Iisus Hristos. Și în ziua, în noaptea învierii, toate catedralele și bisericile au fost înconjurate de mii și de milioane de creștini cu asta, cu lumina aprinsă, cu lumânarea aprinsă. E adevărat că după aceea și în timp ce înconjurau biserica, înjurau, se gândeau la prostii, vorbeau despre meciuri, vorbeau despre corupție și prea puțin vorbeau despre învierea lui Iisus. După ce s-au zis lumânările, s-au dus la peții, la chefuri, la curvii. Ce se întâmplă cu noi? Că toți oamenii ăștia spunem că noi credem în Iisus. Știi ce se întâmplă? Credem doar la mod mental, la modul mental, dar nu credem la modul spiritual. Noi trebuie, frați și surori, să înțelegem, să nu ne lăsăm șmecheriți de diavolul, a crede doar la modul mental. Adică am da asentimentul că Iisus Hristos a înviat.
S-ar putea să nu-mi schimbă viața absolut deloc, ci doar religia creștină să te îmbunătățească foarte ușor. Să te cosmetizeze foarte ușor. Și eu știu ce înseamnă cosmetică. Eu am soție cosmetician, de aia arăt așa bine. Mulțumesc de încurajare. Nu, am glumit aici, Însă, știi ce înseamnă cosmetică? Domnule, pentru câteva ceasuri să pui o cremă pe față, un make-up, un far, niște șmecherii din astea feminine, foarte scumpe, știi, și pentru câteva ceasuri să arăți bine. Asta înseamnă cosmetic. Cosmetic înseamnă să te îmbunătățești pentru câteva ore. Asta este cosmetică fizică. Și ce înseamnă cosmetică spirituală? Pentru câteva ore să arăți bine din punct de vedere creștin. Adică mă duc la înviere la biserică, mă duc la Crăciun, mă mai duc la Rusalii, mă mai duc la botezul copilului, mă mai duc pe urmă la nunta copilului. Și asta înseamnă un pic de îmbunătățire. Însă, fraților, asta se întâmplă într-o altă lume. Se întâmplă într-o altă zonă creștină. Vreau să ne întoarcem la noi. Noi toți aici în această dimineață am spus: da, pastorii, eu cred că Iisus Hristos este viu, eu cred că Iisus Hristos este în locul acesta, și toți am zis, slavă lui Dumnezeu. Însă, fraților, nu cumva ne-a înșelat și pe noi vrășmașul. Pentru că aș vrea acum să ne întoarcem la pasajul pe care l-am citit, pentru că atunci când Iisus Hristos a înviat, El a arătat ucenicilor Săi niște dovezi incontestabile că este viu, și când ăștia l-au văzut pe Iisus Hristos viu în fața lor, au cedat, și Toma cade înaintea lui Iisus Hristos sau ridică mâinile sau îngenunchează și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar cam așa, de genul acesta vorbea Toma, nu? Toma, când l-a văzut pe Domnul Iisus, Toma n-a zis cam așa: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și cum suntem noi, unii dintre noi, așa plioștiți, așa, știi? Domn, chipurile, ăsta este extaz. Și spui și tu: Domnul meu și Dumnezeu. Astea sunt copilării spirituale. Păi când Iisus Hristos a stat în fața lui Toma, sau mai bine zis, Toma în fața Domnului Iisus, acolo cred că a fost o încărcătură de emoție extraordinară, o încărcătură spirituală, și cred că ăsta, Toma, cred că a fost în extaz când a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Știi, așa cum trebuie să cântăm și trebuie să ne rugăm noi. Mulțumesc de încurajare. Însă fiți atenți, care au fost dovezile învierii lui Iisus Hristos și care sunt dovezile învierii mele în Iisus Hristos? Pentru că dovezile învierii pe care Domnul Iisus le-a adus în fața ucenicilor sunt și dovezile învierii mele în Iisus Hristos. Și auziți, prima dovadă este pentru mine uimitoare. Prima dovadă a învierii pe care le-a adus-o Domnul Iisus este aceasta. Dovada că am înviat și dovada că Iisus Hristos a înviat sunt tocmai semnele răstignirii. Când Domnul Iisus Hristos a apărut în fața ucenicilor în Ioan 20, în seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Amin. Însă care a fost prima dovadă că Iisus Hristos a înviat? Prima dovadă că Iisus Hristos a înviat și că era El, Iisus Hristos, în fața lor, nu vreun duh. Știți care erau? Erau tocmai semnele răstignirii. Și acum aș vrea să facem o aplicație practică, și una foarte teologică și alta foarte duhovnicească. Ce trădează faptul că eu am înviat împreună cu Iisus Hristos? Ce demonstrează, care sunt evidențele, fraților, că am înviat împreună cu Iisus Hristos? Știți care este prima evidență? În mod obligatoriu, trebuie în viața mea să existe semnele morții. Trebuie în viața mea să existe semnele răstignirii.
Amin. Dacă nu există în viața mea semnele morții, așa cum a existat și în viața lui Iisus Hristos, dacă nu există în trupul meu semnele răstignirii, și ele sunt mai multe, nu doar unul, înseamnă că n-am înviat. Iisus Hristos cel viu, când s-a prezentat în fața ucenicilor și i-a convins că este viu, știți care a fost prima dovadă? Le-a arătat semnele morții, le-a arătat semnele răstignirii, le-a arătat semnele că a trecut prin moarte. Dovada că sunt viu este dovada că am fost mort. Dovada că sunt viu în Iisus Hristos înseamnă că am fost răstignit împreună cu Iisus Hristos și trăiesc, însă nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, glorie lui Iisus Hristos. Fraților, dovada că eu sunt viu, învierea în mod obligatoriu trebuie să se vadă. Învierea în mod obligatoriu trebuie să se vadă prin răstignirea mea. Și asta nu este joc de cuvinte. Amin. Un Hristos viu a demonstrat tuturor ucenicilor că El a fost răstignit, că El a fost mort. Dovada că El este viu este dovada că a trecut pe la cruce, este dovada că a fost intuit pe cruce. Semnele răstignirii sunt în trupul glorificat și înviat al lui Iisus Hristos. Ei, semnele răstignirii sunt și în trupul meu, sunt și în duhul meu, sunt și în sufletul meu, sunt în mintea mea. Dacă am înviat împreună cu Iisus Hristos, trebuie să existe semnele răstignirii în viața mea. Învierea include și răstignirea. Amin. Nani s-a pus o întrebare interesantă, fratele Liviu ne-a pus o întrebare interesantă, ce-i mai ușor? Acum să nu se supere tare pe mine, a întrebat ce-i mai ușor, să mori cu Hristos sau să trăiești cu Hristos? Acum să vă spun și perspectiva mea și nu facem un debate aici, dar îmi permit îndrăzneala să mai adaug ceva, nu să contrazic, să mai adaug ceva. Știți ce cred, fraților? Cred că odată ce am murit împreună cu Hristos, pot trăi împreună cu Hristos. Că este mai ușor, că e mai greu, asta este discutabil. Însă dacă am murit împreună cu Iisus Hristos, am puterea învierii în ființa mea, în inima mea și voi trăi spre slava lui Iisus Hristos. Dar dacă doar am leșinat, aici e problema. Că unii dintre noi, fraților, domnilor, n-am murit. Unii dintre noi doar am leșinat un pic așa și pe urmă ne-am trezit. N-am murit. Asta este problema, că sunt un leșinat. Și pentru că sunt un leșinat, normal că n-am puterea învierii lui Iisus Hristos în viața mea. Și orice individ, orice om care doar a leșinat, dar n-a murit, normal că nu poate trăi spre slava lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit în fața ucenicilor și prima dovadă a fost tocmai semnele învierii. Ce demonstrează în viața mea că am fost răstignit împreună cu Hristos? Care sunt, fraților, cum putem demonstra, în primul rând mie, cum îmi pot demonstra mie? Nu vorbesc de alții, că dacă mă duc la nevastă mea și o întreb, draga mea, sau dacă te duci tu la nevastă ta sau la părinți sau la frați sau la colegi sau la copii, aoleu, la copii să nu te duci. Așa și mai aspri judecători, mă rog, unii pe care eu îi cunosc. însă care este o dovada pentru tine că ai fost răstignit împreună cu Hristos și că ai înviat împreună cu Hristos? Pentru că trebuie să existe o dovadă. Există vreo dovadă? Când Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie numele, a apărut viu și bine mersi și în formă maximă, a apărut în fața ucenicilor, dovada învierii lui a fost tocmai dovada răstignirii lui. A fost tocmai dovada morții lui. Care este dovada, fraților, că eu sunt viu? Ei, dovada că eu sunt viu este că am murit, că am fost răstignit sau că sunt răstignit. Și acum întreb încă o dată și vă pisesc cu întrebarea asta că este foarte sănătoasă. Care sunt dovezile pentru tine? Nu vorbesc de cel de lângă tine, vorbesc de mine. Care este dovada? Ce demonstrează că ai fost răstignit împreună cu Hristos? Ce demonstrează? Ce păcate nu mai faci pe care le-ai făcut înainte de moartea ta?
Că aici trebuie să ajungem cu toții. Știți când începe o trezire spirituală în viața unui om și într-o biserică? Când începem să ne răstignim. Când începem să ne răstignim, începem să înviem. Amin. Când Iisus Hristos a început să se răstignească, El deja se pregătea pentru înviere. Glorie Domnului! Care este dovada, fraților, că a murit? Pentru că dovada că a murit înseamnă că sunt unele păcate pe care nu le mai fac acum. Le-am făcut înainte, dar acum nu le mai fac. Care este dovada că am murit împreună cu Hristos? Care este dovada? Dovada că am înviat cu Hristos este tocmai faptul că am pe mine, și vorba Apostolului Pavel, port în mine, în trupul meu, semnele lui Iisus Hristos. Că l-a fost biciuit, știi? Și avea în trupul lui semne, avea cicatrici pentru Domnul. Faptul că sunt al Domnului, fraților, faptul că am înviat împreună cu Iisus Hristos trebuie să mi-l demonstrez în primul rând mie, dacă nu-i vrăjeală ce crezi. Dacă nu are nicio valoare ceea ce crezi, și o spun asta mie în primul rând și în urmă vă spun și dumneavoastră și nu mi-e frică să o spun în fața națiunii întregi. Faptul care dovedește în mod incontestabil și dacă vreți indubitabil că am înviat împreună cu Iisus Hristos este că mai întâi am murit împreună cu Iisus și dovada învierii este dovada răstignirii și port în trupul meu semnele răstignirii. Aia știi ce înseamnă? Că viața mea începe să fie transformată. Ce păcate le-ai făcut și acum nu le mai faci? Nu răspunde cu voce tare. Să nu ne șochezi. Sau fraților, ce n-ai făcut? Și asta este transformare. Și faci acum. Știți, păcate de comitere și păcate de omitere. Însă când Iisus Hristos a venit în inima mea și m-a omorât și eu m-am omorât față de firea pământească și față de păcat și am înviat împreună cu Iisus Hristos, trebuie să apară niște dovezi ale învierii și dovada, prima dovadă a învierii este dovada morții mele. Mulțumesc pentru aminul puternic. Amin. Să nu cumva să ne lăsăm amăgiți de diavolul. Și să zicem, oh, eu cred în Iisus Hristos, dar în viața mea nu există transformare, că mă încurc de nu mai descurcă nici Dumnezeu însuși. Pentru că Dumnezeu lucrează în viața mea numai și numai prin răstignirea lui Hristos, prin moartea lui Iisus Hristos, dar și prin învierea lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-mă la aceasta. Știți care este dovada? Știți care este dovada? Știți ce demonstrează că am fost răstignit împreună cu Hristos? Dovada este învierea la o viață nouă. Asta este dovada. Alo, amin. Asta este dovada. Dovada că am fost răstignit împreună cu Iisus Hristos este învierea la o viață nouă. Învierea la o viață nouă. Adică încep să cred în Dumnezeu altfel. Amin. Încep să mă comport altfel. Diferit, adică frumos, elegant, nobil. Încep să fiu ferm în Iisus Hristos. Încep să laud pe Domnul și să vestesc mântuirea cum am fost învățat în psalm. Amin. Fraților, dacă nu există diferențele acestea în viața mea, trebuie să ne punem întrebarea, oare doar am leșinat împreună cu Iisus Hristos? Doar am leșinat? Sau chiar am murit împreună cu Iisus Hristos? Deci când vedeți cât e un creștin care face rușine numelui de creștin, să știți că ăla n-a murit, dar nici n-a înviat, ăla doar a leșinat și pe urmă s-a trezit. Dar ăla nu e bun de nimic. E bun de nimic. Dumnezeu să se îndure de noi. Însă vreau să vă dau un exemplu foarte frumos, cunoscut de majoritatea dintre noi, Bogdan Alin Ota. Este în vogă și a apărut pe internet și a apărut, da, mai ales pe internet, a apărut lucrul acesta, nu la televizoarele românești și asta, sau mă rog, n-am văzut eu că în ultima vreme nu m-am mai uitat la televizor, că n-am mai avut ocazie. Însă Bogdan Alin Ota este un bărbat tânăr din Botoșani care s-a dus și a concurat la Norvegienii au talent. Norvegienii au talent. Este un românaș căsătorit, trăiește de câțiva ani în Norvegia, însă a făcut conservatorul în România, era ceva profesor de
ceva muzică, profesor de muzică pe la Bacău, și a văzut că nu se mai descurcă în România și a plecat în Norvegia și acolo a acceptat orice job l-a primit și căra imprimante la diferite firme. Era angajat și s-a împrietenit un pic cu șeful lui și șeful lui a zis, mă, tu ai făcut în România muzică, în România muzică, pian, pian. Hei, da bun, pian, pian, da bun. Și, adică un pic mai bun ca Ruben. Și ca Ovidiu, că l-am descoperit și pe Ovidiu astăzi. Doamne, ține și lui harul ăsta, câte harul le-a dat Dumnezeu la ăștia doi. Băi, la chitară cântă, la pian cântă, la chitară cântă, la pian cântă, la nevastă cântă, ăștia tot cântă. Doamne ajută-le! Doamne ajută-le! Însă tipul ăsta a fost sfătuit de șeful lui și au zis ce șef fain. A zis, mă, tu ai făcut muzică în România, în România, te rog să te duci să candidezi la Norvegienii au talent. Și l-am văzut și eu când a ieșit pe scenă și a dat proba. Fraților, m-a uimit. M-a uimit. M-a lăsat șahmat. Și mi-a plăcut cum l-au întrebat aia din juriu, cine te-a trimis aici? Zice, șeful meu. Dar cum te-a trimis? Păi zice, șeful meu mi-este și prieten. Și m-a trimis. Băi, m-a trimis aici, m-a trecut așa un fior, auzi, să ai un șef care te promovează, care te ajută, care te împinge în față. Zic, mă, parcă era pocăit ăla, pocăit în adevăratul sens al cuvântului. Și auzi ce spune acest Ota, Bogdan Alin Ota, căsătorit. Mi-a plăcut mesajul lui pe care l-am citit tot pe internet. Îl veți găsi pe YouTube pe undeva. Bogdan Alin Ota, ar merita să-l căutați, cei ce tubiștii care vă pricepeți și auziți ce spune el într-un interviu dat unei reviste creștine, este foarte adevărat. Zice așa, în Norvegia am primit absolut, nu cred că e baptist, nici pentecostan, nu cred că e protestant, dar auziți, în Norvegia am primit absolut toate dovezile că Dumnezeu există cu adevărat. Amin. Și el continuă și auziți care a fost piesa pe care el a compus-o la pian, este foarte adevărat. Și auziți ce spune mai departe articolul. După ce cei din jurul de la norvegieni au talent, după ce au ascultat piesa Repentance, așa se numește, Pocăință. Pocăință este piesa compusă și interpretată de Bogdan, membrii juriului i-au spus că este genial. I-au spus lui Bogdan, Alin Ota. Și ce m-a uimit și m-a răscolit la tinerelul acesta, zice, în Norvegia am primit toate dovezile că Dumnezeu există cu adevărat, dar nici el, ca și noi, nu l-a văzut pe Dumnezeu. Însă a primit toate dovezile că Dumnezeu există cu adevărat și ca atare. Spune el mai departe în interviul lui, spune așa, întreabă reporterul, ce ne poți spune despre piesa din semifinală? Și zice așa, piesa din semifinală se numește Repentance, care înseamnă, mă rog, au tradus ei căință, dar e greșit, înseamnă pocăință. Și pocăință sau căință sau repentance înseamnă a-ți părea rău de păcatele făcute. Iar mesajul este unul de apropiere de Dumnezeu. Pentru că după ce te căiești sau te pocăiești, ce faci? Îți schimbi comportamentul, se schimbă totul. Și este mărturia unui compozitor român pe care românii nu l-au băgat în seamă. Și s-a dus la nu știu câte case de discuri în România cu discurile lui, cu muzica lui și și-a spus, hai, dispare. Și s-a dus la așa, la norvegieni au talent și ăia când l-au văzut au rămas șocați. Și spune Alin ăsta, Bogdan Ota, zice, în Norvegia am primit toate dovezile și că Dumnezeu e viu și ca atare că Dumnezeu este viu și este viu și în viața mea și ca atare că eu chiar cred în El și că există și că este viu, spune omul acesta. Zice, îți schimbi comportamentul. Zice, după ce te pocăiești, ce faci? Îți schimbi comportamentul, se schimbă totul. Amin. Se schimbă totul. Slavă lui Dumnezeu! Și auziți, în final, trebuie să vă mai spun încă foarte rapid două, trei lucruri foarte importante. Ce demonstrează
deci că noi am înviat împreună cu Iisus Hristos. Tocmai faptul că am murit împreună cu Iisus Hristos. Amin. Și vă rog să vă răspundeți la întrebarea asta sfredelitoare. Oare chiar a murit? Și dacă a murit, în ce compartimente a murit? Sau doar mi se pare că a murit? Sau doar verbalizez și îmi place vorbele astea, îmi plac vorbele astea creștine? A murit, am înviat, a murit. Oare chiar a murit sau mi se pare că a murit? Oare chiar a murit sau doar așa presupun eu că a murit? Oare chiar am înviat sau presupun eu că am înviat sau îmi place mie să gândesc că am înviat, dar de fapt eu tot sunt mort și miroase după mine. Doamne, iartă-ne și fie-ți milă de noi. Fraților, ce demonstrează că ai înviat? Care sunt zonele unde tu și eu am murit? Care sunt zonele acelea? Ce dovezi ale răstignirii există în viața mea? Doamne, dacă am furat, nu mai fur. Amin. Asta înseamnă că am murit și am înviat. Amin. Doamne, dacă am înjurat, nu mai înjur. Amin. Dar nu numai atât. Nu numai că nu mai înjur și stau mut, știi? Doamne, încep să binecuvintez. Amin. Adică mi se dezleagă gura și încep să vorbesc frumos. Amin. Și exemplurile pot continua. Domnule, dacă m-am drogat, nu mă mai droghez. Asta înseamnă că am murit față de fire și asta înseamnă că mi-am răstignit firea. Că dacă zic cred în Iisus Hristos și trăiesc tot cum am trăit, înseamnă că sunt fraier. Înseamnă că mă auto-înșel pe mine și Dumnezeu să se îndure de mine. Dovada că Iisus Hristos a înviat este dovada că Iisus Hristos a murit, că a fost răstignit. Semnele răstignirii sunt dovada indubitabilă că Iisus Hristos e viu. Amin. Un preot catolic s-a dus la o bătrânică, tot catolică, care era pe moarte, care a cerut un preot și s-a dus preotul acesta și preotul când a ajuns în casa bătrânicei zice, am venit să vă iert păcatele. Pentru că în biserica catolică iertarea păcatelor și în cea ortodoxă este prin preot. În biserica aceasta, iertarea păcatelor este prin Iisus Hristos. Însă, în tradiția lor, s-a dus la el și zice, am venit să vă absolv, adică să vă iert păcatele. Și bătrânica a zis, te rog să-mi dai mâinile. Și-a luat mâinile preotului, mâinile ei, și s-a uitat la ele și pe o parte și pe alta. Zice, te rog să te desfaci aici la coastă, ridică-ți haina, cămașa. Ăsta și-a ridicat cămașa. După ce s-a uitat la mâinile lui, la coasta lui, zice, tu nu poți să-mi ierți mie păcatele. Dar de ce? Păi ce, n-ai semnul cuielor? N-ai semnul coastei străpunse? Doar cel ce are semnul cuielor în palmele lui și doar cel ce are coasta străpunsă, doar el îmi poate ierta păcatele. Asta înseamnă că doar Iisus Hristos îmi poate ierta păcatele. Dovada, fraților, că am înviat. Sunt semnele răstignirii și fiți atenți, ele sunt vizibile. Nu poți să zici, eu am înviat, dar nu știe nimeni. Când am înviat, semnele răstignirii se văd. Amin. Când am înviat, se vede că am murit și că ceva radical s-a petrecut în viața mea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă auziți, încă o dovadă că Iisus Hristos a înviat și că noi am înviat împreună cu Hristos este următorul fapt. Când Iisus Hristos a înviat, o altă dovadă este că a venit în mijlocul ucenicilor. Așa că este atât de simplu lucrul acesta, așa de frumos parcă. Și așa de neimportant. No, și ce dacă a venit? E fundamental de important. Dovada că Iisus Hristos a înviat nu sunt doar semnele răstignirii a morții. Și numărul 2, dovada că Iisus Hristos a înviat, știți care este? Că Iisus Hristos întotdeauna vine în mijlocul adunării ucenicilor. Fiți atenți, n-am spus că Iisus Hristos vine în mijlocul baptiștilor. Am spus că Iisus Hristos vine în mijlocul ucenicilor. Amin. Asta le interesează pe Domnul, că mă numesc baptist, nu e nicio cădere din har, sau pentecostal, sau creștin după Evanghelie, sau ortodox, catolic, nu, aia prea puțin îl interesează pe Domnul. Ba, pardon să fie, cred că nu îl interesează deloc. Pe Iisus Hristos cel viu, Iisus Hristos cel viu, el vine în mijlocul ucenicilor. Știți care este dovada că și eu am înviat
și că am murit și am înviat împreună cu Iisus Hristos imediat după învierea mea. Îi caut pe ucenici. Amin. Alo, amin. Știți ce am înțeles de la Domnul Iisus și nu numai de la Domnul Iisus, de la toți care au înviat, care au murit și au înviat împreună cu Iisus Hristos? Nu poți sta izolat acasă când ucenicii sunt la închinare. Amin. Domnule, păi eu chiar dacă-s bolnav, păi mă părpelesc, dar într-un picior vin. Dar tot vin. Fraților, vin și fără picioare, dar tot vin la închinare, pentru că Hristosul cel înviat nu putea să stea izolat. Iisus Hristos cel viu, doar Iisus Hristos cel viu, vine în adunarea ucenicilor săi. Slavă lui Iisus Hristos! Imediat după înviere, Iisus Hristos se duce între ucenici și îi caută pe ucenici. Însă ceea ce mi-a atras atenția este că Iisus Hristos se duce doar la ucenici. Iisus Hristos nu s-a dus nici la marii preoți, nu s-a dus nici la Pilat, nici la romanii care l-au răstignit, nici la șmecherii și fraierii care au zis răstignește-l, ci Iisus Hristos s-a dus la ucenicii lui. Pentru că Iisus Hristos cel viu este atras doar de ucenici. Pe ceilalți neucenici îi ignoră. De aceea unul dintre visele mele, fraților, știți care este? Fiecare membru din biserica aceasta și din orice biserică să devină ucenic al lui Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos vine în mijlocul ucenicilor săi. Și ucenic înseamnă că îl urmez pe Domnul, îl copiez pe Domnul, îl am pe Domnul și vreau să fiu numai cu Domnul tot timpul vieții mele. Doamne, ajută-mă la aceasta! Asta înseamnă ucenic. Este foarte important să înțelegem că cel ce a înviat împreună cu Hristos, dovada că eu sunt viu în Iisus Hristos, cel ce a înviat nu fuge de biserică, ci fuge la biserică. Amin. Mi-a plăcut expresia unui frate și este aici, dar nu-i dau numele să nu-i se urce la cap. Și spune, abia aștept să vină duminica. Am spus, Doamne, ține-i răpul ăsta. Doamne, ține-i duhul ăsta. Și un alt frate a spus, abia aștept să vină joia. Abia aștept. Am fost în legătură cu cineva care se va boteza, nădăjduiesc eu, la sfârșitul lunii acesteia. Și am scris un e-mail, am vorbit duminica trecută și i-am trimis un e-mail, așa face un pastor drăguț, comunică, mulțumesc de încurajare și cam greu să vă încurajez pe unii. Însă i-am trimis un e-mail și am spus, vă așteptăm cu bucurie duminică la slujbe și mi-a scris, deci abia aștept să ne revedem duminică, se referea la duminică după masă, abia aștept. Ei, ăsta este spiritul celui înviat, a omului înviat, amin. Abia aștept, abia aștept. Mi-a plăcut ce a zis Dorin. Păi ce, n-am știut că există zile de post și rugăciune. Nu zic, știi? Zice, mâine sunt acolo. Și a fost. Măi, ăsta este spiritul celui înviat, amin. Unde este cel înviat, trebuie să înțelegem și când am înviat, dovada că am înviat împreună cu Iisus Hristos este că încep să mă comport ca Iisus Hristos. În orice circunstanță, Doamne, ajută-mă! Deci cel ce a înviat împreună cu Hristos nu fuge de ucenici, ci fuge la ucenici. Amin. Doamne, nu mai pot să stau ca o lămâie acră acasă. Nu stau în patul meu sau, eu știu, la frigiderul meu și la respirator, la aspiratorul meu și fac curățenie când alții sunt în casa lui Dumnezeu la închinare. Nu se poate așa ceva. Un om care a înviat împreună cu Hristos e ca Hristos. Amin. Halo, amin. Adică nu pot să fiu ca altcineva și dacă Iisus Hristos a înviat împreună cu mine, eu voi căuta prezența ucenicilor. Cel înviat, fraților, nu evită biserica. Cel înviat nu evită ucenicii, ci cel înviat, fraților, îi caută pe ucenici și vine la ucenici, pentru că există un psalm foarte important în Vechiul Testament, psalmul 133, cunoscut de majoritatea dintre noi, și în 133 auziți ce spune aici, un psalm foarte scurt. Iată ce plăcut! Și ce dulce este să locuiască frații împreună. Mai departe, este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui
se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui, este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului. De ce este atât de plăcut să locuiască frații împreună? Căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie, gloria lui Dumnezeu. Știți de ce e important să nu stai acasă? Pentru că doar în mijlocul ucenicilor e prezent Domnul și aici dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Psalmul 133, vă rog să vi-l subliniați. Nu sunt doar vorbe în vânt. Oameni care au venit în locul acesta și care vor veni vor fi vindecați. Nu fugi de stâncă, fugi la stâncă și vino pe stâncă și Dumnezeul care este stânca mântuirii și a vieții te va binecuvânta și pe tine. Vino și tu, chiar dacă asculți pe internet, vino în mijlocul acesta, vino în biserică, vino în mijlocul ucenicilor să fii vindecat. Nu sta departe și spui, las că mă închin doar prin internet, e bun, dar e insuficient. Vino în mijlocul ucenicilor, vino în mijlocul fraților și Domnul îți va face bine, slăvit să fie Domnul. Și încă ceva, este foarte important acest ceva pe care vreau să vi-l spun. Dovada că am înviat împreună cu Hristos și nu-i doar chichirimichiri, nu că am leșinat, ci doar am înviat. Am murit și am înviat. Știți ce am sezizat în textul acesta din Ioan 20 și mi se pare uimitor? Când Iisus Hristos a venit în mijlocul lor, le-a zis, pace vouă. Și pe urmă, ăștia n-au priceput. Și le mai spune încă o dată, pace vouă. Știți că unii nu ne ajunge doar un mesaj de la Domnul. Avem nevoie de vreo două, trei ca să pricepem o dată ce a vrut să zică Domnul. Și Domnul Iisus Hristos le mai zice încă o dată, pace vouă. Și pe urmă când este Toma în mijlocul lor, vine iarăși Domnul Iisus Hristos în mijlocul ucenicilor și iarăși li se adresează cu același salut și noi de aici, din cauza aceasta, pocăiții se salută cu expresia pace. Ideea este de la Domnul. Pace vouă. Pacea Domnului să fie cu voi și credeți-mă, într-o lume de genul acesta avem mare nevoie de pacea lui Iisus cel viu. Amin. Auziți și am învățat de aici dovezile învierii. Cei ce au înviat împreună cu Iisus Hristos dăruiesc pace. Și ce spune Scriptura prin Isaia? Zice, cei răi n-au pace. Însă cei înviați au pace și pentru că au pace, transmit pace. Amin. Iisus Hristos vine în mijlocul ucenicilor și zice, pace vouă. Pace vouă. Pace vouă. Biblia spune, cei răi n-au pace, cei buni însă au pacea Domnului. Când am pacea Domnului în inimă, știți cântarea asta? Așa că e faină cântarea asta, este superbă. În inimă eu am un cânt, în sufletul meu e un gând, să-L am pe Iisus ce-mi dă o pace, pace sfântă, pace, da pace, ce dar sfânt și minunat, mai dulce nici nu poate fi, ca pacea ce o primesc. Amin. Dovada că Iisus a înviat este că s-a dus în mijlocul ucenicilor și le-a dat pace. Dovada că tu ai înviat, că ai murit și ai înviat, dovada învierii tale este că ai pace, dar și transmiți pacea, nu ții numai pentru tine. Este imposibil să zici, eu am pace, dacă tu nu transmiți pace. Înseamnă că ești un ipocrit. Când am pace, dau pace. Amin. Și nu uitați proverbul românesc, nu vă puneți împotriva lui, fiecare dă ce are. Domnule, am pace, dau pace. Am har, dau har. Am par, dau par. Am acreală, dau acreală. Vreau să te întreb, le place oamenilor să stea cu tine sau nu? Nu răspundeți cu voce tare, să nu mă șocați. Însă e o întrebare foarte serioasă. Le place oamenilor să stea lângă tine? Sau suntem atât de dificili încât nimeni nu vrea să stea cu noi?
Pentru că, fraților, când am pace, dau pace. Și Biblia spune, cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. S-ar putea alții să nu vrea să primească pacea ta. Dar tu trebuie să dai pace. Amin. Tu trebuie să dai pace. Când am pace, dau pace. Nu se poate altfel. Și în Matei, în Matei la capitolul 5 cu 9, și ce spune cuvântul Domnului Iisus, ferice deci făcătorii de pace, de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Știi, dovada că ai înviat împreună cu Hristos, dovada că ești fiu, este că ai pacea lui Dumnezeu în inima ta, dar fii atent, o dai și la alții. Amin. Domnule, față de soțul tău, tu dai pace, tu transmiți pace. Amin. Soției tale, tu îi transmiți Duhul de pace. Amin. Copilului tău, părinților tăi, tu îi transmiți Duhul de pace. Dacă am înviat împreună cu Hristos, pacea lui Dumnezeu locuiește și în inima mea și pacea este și roada Duhului Sfânt, gloria lui Dumnezeu. Și încă am încheiat acum, adică în 3 minute. Mulțumesc de încurajare, totuși. Îmi place tăcerea asta dumneavoastră, este asurzitoare pentru mine. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 20? Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Și auziți aici o chestiune care m-a uimit. Când am înviat împreună cu Iisus, dovada că am înviat împreună cu Iisus Hristos este că am primit Duhul Sfânt. Și ce a făcut cel înviat? I-a văzut pe ucenici că se clatină și a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt. Cel înviat, fraților, Iisus dă Duhul Sfânt. Amin. Și Iisus dă Duhul Sfânt când vine la tine. Când vine Iisus Hristos la tine și în tine, El îți dă Duhul Sfânt. Amin. Nu trebuie să stăruiești tu. Duhul Sfânt se primește prin credință, nu prin stăruință. Amin. Să nu ne încurcăm, însă fii atent. Dovada că am înviat împreună cu Iisus Hristos și că Iisus Hristos locuiește în inima mea este că mi-a dat Duhul Sfânt. Și fiți atenți, dar cum știu că am primit Duhul Sfânt? În încheiere, în final, vreau să vă las cu adevărul acesta. Omul care a primit Duhul Sfânt, numărul 1, are roada Duhului Sfânt în viața lui și numărul 2, ca să nu ne înșelăm, este preocupat de iertare. Și ce a zis Domnul Iisus? După ce a suflat pe ei, a zis, luați Duh Sfânt, formă mai spus încă ceva. A zis, celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Și ce înseamnă asta din punctul meu de vedere? Odată ce am primit Duhul Sfânt, mă interesează iertarea celor de lângă mine. Amin. Odată ce am primit Duhul Sfânt, sunt preocupat de iertare. Amin. Odată ce am primit Duhul Sfânt, am primit roada Duhului Sfânt, dar imediat începe să mă intereseze iertarea celui de lângă mine, mântuirea celui de lângă mine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vă invit să ne ridicăm și să încheiem dimineața aceasta cu un moment de rugăciune. Iisus Hristos a murit și a înviat ca oamenii să poată să fie iertați. Iisus Hristos a murit și a înviat ca oamenii să poată primi Duhul Sfânt. Iisus Hristos a murit și a înviat ca oamenii să poată fi transformați, iertați, transformați, binecuvântați și eliberați. În numele Lui, acelui ce a murit și a înviat, glorie Domnului!